Hei, yo! Salutare, jupăneilor! Bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria PEC Opening. Astăzi deschidem 7 UEFA Champions League 2 Player PEC. Am mai deschis 3 pe episodul de ieri și am zis să fiu un total de 10. N-am vrut să exagerez, fiindcă nu știu prea multe despre acest SBC, dacă mai vine. Dacă nu, eu sper că o să mai vină, gen în fiecare săptămână sau de fiecare dată când sunt meciuri în UEFA Champions League, ar putea să pună pentru 24 de ore, gen, ar fi destul de interesant, dar rămâne de văzut. Însă înainte să începem, nu uitați să apăsați repede butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul, nu știu dacă am mai zis asta. Hai să vedem ce o să luăm, fiindcă la cele 3 pachete nu prea am luat cine știe ce, un Kolarov atât. Dar și ăla, decent. Bun, hai să începem. O să începem cu pachetul numărul 7. Să vedem ce zice. Sunt curios dacă prindem un walkout, un 86+. E board, ia să vedem ce e. Polonez, center back. Ok, ne-a dat pe click, 84. Dar este slab. Base-ul ăla îl face... inutil, zic eu, sincer. Statusuri defensive bune, status defensiv bun și physical, dar cam atât. Uite, De Ligt, în schimb, e ceva mai ok. Păcat de medium ăla. Însă, da, slăbos paghet. Hai să mergem cu numărul 5. Numărul 5. Să vedem acesta. Stare curios ce o să luăm. Dacă ne dă și nouă ceva pe business, ceva ce am putea folosi, Belgia, center, midfielder, ok, Dembele, nu e rău, 85 Dembele, 88 dribbling, 83 physical, asta e un cartonaj bun, de ce să ne tot scăpăm atâta pe noi, vorb, n-am ce să fac cu el, dar Dembele, medium, mamă ce, weak foot 2, păcat de alea. În schimb e destul de... arată destul de ok. Și ofensiv și defensiv. Bun, mergem mai departe. Până acum am luat 85-84. Hai, dă-ne și un 86+. Mă. Pachetul cu numărul 3. Ia să vedem. De ce nu vrei ceva big house, mă? Dai la toată lumea și nouă nu ne dai. Haide. Costari Mariano. Ok, l-am prins pe Mariano. Parcă l-am prins și Basic. Discutam cu el. Doar că eu n-am ce să fac cu Mariano, sincer. Ce aș putea să fac cu Mariano? Pereiro. Pace bun, shoot bunicel, physical bun. Dribbling decent, da. Nu e pentru mine, zic așa. Hai să mergem cu numărul 1. Hai mă, walkout, te rog. Nu e nici de data asta. Atunci dăm ceva ce pot să folosesc. Albania Hisaj de la Napoli, 82. Decent, frate, decent. Hisaj. Nu arată rău, dar frate, nu de asta fac eu SBC-urile, să-mi dea Hisaj. Romero. Left back cât ce are? Medium, 4 weak foot. Bun, mai avem încă 3 pack-uri. Hai să mergem și cu numărul 2. Numărul 3 l-am luat? Nu cred că l-am luat, nu, nici mai pot să le iau acum. Asta e, nici aici n-avem 86+. Hai mă, Jesus ceva. Mandzukic? 85 cât e? 85 Mandzukic. Bă, nu vrea să forțeze acolo 86, mă, ești nebun. Mi-ar plăcea, nu știu, Fabinho. Junior Morales. Mi-ar plăcea Fabinho. Mi-ar plăcea... nici nu știu ce să zic. Gabriel Jesus, Alisson. Da, nu vrea să-i dea. Hai. Bun, hai, numărul 1. Din nou. Încă unul se preconiza. Albumul, nu vrei, mă. Băi, nu știa, uite, nici măcar. Vai de capul meu. Îl dă pe Otavio.
teroare pachetele astea. Teroare în paradis. Șune. Lasă, șune. Cel mai prost pachet ăsta e. Și ultimul, nu? Ultimul, dar nu cel din urmă. Come on, hai. Să fie ăsta. Să fie ăsta. Nu e, mă. Puh. Hai, las-o moartă, mă. Ia uite, nici bord. Ne-a dat rect, ni l-a dat pe hits. Hits, Johnule. Da, trist, trist. Alții au luat, noi nu luăm. Dar ce să facem, asta e. Am încercat, dacă o să mai vine SBC-ul, nu știu, când mai sunt meciuri de UEFA Champions League, cum sper că ar trebui să vină, o să mai facem. Dacă nu, când mai apare, sincer, nu prea meritat ce am făcut eu, mai mult am făcut-o pentru voi, a fost și un test. Ne pierdem banii aiurea și nici nu ne dă ceva, dar asta e. Mergem mai departe, să sperăm că data viitoare va fi mai bine. Eu am fost Urdaș, ăsta a fost clipul de astăzi, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari jupări și până data viitoare dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață.